Ce s-a întâmplat? A ieșit? Foarte. Bravo! Și cum este afară? Cald! Cald! Bravo, mami! Geaca jos. Geaca jos! Lăsăm geaca jos! Bună dimineața tuturor! Aoleu, este frig sau cald? Păi hotărăște-te! Cred că este cald, nu-i așa? Este foarte cald, da. Bună dimineața tuturor! Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Noi ne-am mutat între timp într-o casă nouă, mult mai frumoasă, în care Denis să se simtă mult mai bine, da, și să se dezvolte armonios. Și se pare că este și self-sufficient acum. Așa faci? Vrei să ieși afară? Ți-ai descuiat singură ușa? Așa, da. Ok. Este cald. Foarte bine. Știe el să spună că este cald. Și se distrează în fața casei, unde avem o frumoasă lavandă. Da. Unde mergi? Să aduci pistolul. Astăzi o să fie cald și o să te joci cu pistolul. Aduci pistolul, sigur. Cu apă. Pistolul cu apă. Luăm pistolul cu apă. Să vă arăt cam ce pot să lucrez eu cu un copil de 2 ani și 7 luni. Da, sunt tot felul de activități de matching, da, de asociere, de potrivire, de numărare, de transfer, de colorare și observare. Da. L-am lipit pentru început. M-am gândit să lipesc foaia cu scotch, da? Pentru a putea veni cu markerul. Da, pentru a putea veni cu markerul, nu-i așa, mami? Așa, și să putem refolosi foaia fără a o imprima din nou și data viitoare și data viitoare, pentru că este mult mai ușor să ștergi cu un burete decât să tot imprimi, nu? Hai să terminăm și pe urmă mai avem partea asta de aici. Așadar, dragilor, am terminat de lipit scotch-ul pe foaie, da, acesta este markerul Blackboard Pen, care cu ușurință, cu burețelul, se șterge foarte bine și poate fi refolosită pagina de ori de câte ori cel mic are are chef, da? Are dispoziția necesară să lucreze chiar și singurel, pentru că de multe ori repetă ceea ce facem noi la activitatea de bază. Repetă singurel. Așa, ia să vedem. Avem niște ursuleți, mami, nu-i așa? Ce culoare are ursulețul acesta? Roșu. Roșu. Acesta? Da. Albastru. Albastru. Și ăsta? Da. Verde. Verde. Câți ursuleți sunt, mami? Unu. Doi, trei, patru. Atât. Atât. Unu. Doi. Trei. Atât. Atât. Bravo, și trebuie. A, și avem și niște iglu. Căsuțe de la Polul Nord. Ce culoare are acest iglu? Verde. Acesta? Albastru. Albastru. Uite, are un steag. Da. Și acesta? Roșu. Roșu, bravo. Când... Exact, steag. Da. Și face așa, flutură steagul. Făl, 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 făl. Câte iglu sunt? Unu. Doi. Atât. Bravo, și trebuie. Unu, da, unu, exact. Aici câte sunt?
Două. Două. Și astea toate sunt? Trei. Trei. Bravo! Și știi ce trebuie să facem? Trebuie să identificăm ursulețul roșu sau ursulețul albastru sau ursulețul verde și să-i ducem pe fiecare la căsuța lor potrivind culorile. Știi, mami? Uite, spre exemplu, ursulețul roșu la ce iglu se duce? Ursulețul roșu merge la iglu roșu. Poți să faci tu asta cu markerul? Ia să vedem. Uite, ducem o linie de la ursulețul roșu, pardon, către iglu roșu. Și îl încercuim. Și încercuim și ursulețul roșu. Wow! Deci, ursulețul roșu, poți să spui și tu? Am tras și scaunelul mai aproape. Ups! Și cum zice mami? Ursulețul roșu merge la iglu roșu. Ok! Acum, schimbând culoarea, ia să ne uităm la ursulețul albastru. Mami, ursulețul albastru la ce iglu merge? Ursulețul albastru merge la iglu albastru. Poți să tragi tu o liniuță? Da. De la albastru la iglu albastru. Ia. Uite aici. De aici, de la ursuleț, tragem o liniuță către iglu albastru. Bravo! Ia să vedem cum face Deni puncte, puncte, puncte. Bravo! Așa faci? Puncte, puncte, puncte? Vai de mine! Ce băiețaș! Puncte, puncte, puncte? Bravo, mami! Ia spune-mi tu mie, unde merge ursulețul verde? Unde merge ursulețul verde? La ce iglu? La iglu verde! Bravo! Și tocmai ai arătat că te descurci singurel, fără să spună mami deloc. Așa, aici, la ursulețul roșu. Pe aproape. Recapitulând, este așa. Ursulețul roșu merge la iglu roșu. Ursulețul albastru merge la iglu albastru. Iar ursulețul verde merge la iglu verde. Bravo! Și acum trebuie să colorezi? Și unde îl duci? Uite, îl duci aici. Și acum trebuie să colorezi urechiușele șoricelului, mustățile, ok, năsucul, să faci conturul, faci cu mami deocamdată conturul, se aude avionul, nu? Și codița, uite așa, zang, ia fă și tu. Jang, așa, bravo. Dragii mei, o să vă lăsăm în linkul din descriere, da? Această fișă, pentru ca și voi să o puteți explora, da? Să o puteți imprima și să o puteți explora acasă cu cei mici. Ok? Dacă aveți sugestii și comentarii, vi le așteptăm cu drag. Dacă v-a plăcut activitatea noastră de astăzi, vă invit să vă abonați canalului nostru de YouTube Kids Endeavors și să dați un like și un share acestui video. Denis vă salută! Ciao! Bravo! Și vă așteptăm la următoare activități! Pa, pa!